Bună ziua, sunt Gabriela Maluf. Dacă ați ști că ați putea câștiga $1.000.000 săptămânal, singura condiție fiind să fiți vaccinat anticovid, ce ați face? Sau dacă ați primi inele de aur, tichete de cumpărături sau languste, ați mai avea oare vreo reticență să vă vaccinați? Aceste premii chiar se practică pentru a crește nivelul de vaccinare anticovid în lumea largă. Vorbim astăzi despre toate acestea și despre cauza care duce la scăderea numărului de persoane vaccinate în România cu Emilian Isailă de la Spot Media, cu psihologul Elena Ungureanu și cu antropologul Alexandru Dincovici. Bună ziua și bine ați venit! Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația și uite, o situație inedită, cum alte state s-au gândit la genul acesta de campanie pentru a promova vaccinarea și o să vedem că de-a lungul timpului nu este o situație singulară, dar aș începe cu Emilian, pentru că la voi am văzut acest articol foarte interesant și aș vrea să știu cum ați abordat voi această situație. Da, noi am urmărit ce se întâmplă în lume cu toate aceste, hai să spunem, încercări de a mobiliza oamenii pentru a merge să se vaccineze. Și într-adevăr există foarte multe situații în care autoritățile locale, mai ales dacă vorbim de Statele Unite, autorități statale care au o independență destul de mare vis-a-vis de statul federal, organizează diverse tombole, diverse concursuri, oferă diverse premii pentru a încuraja pe oameni să se vaccineze. Pe de altă parte, asta vine destul de mult în contrast cu ce se întâmplă în România, unde sesizăm în aceste zile, hai să zic eu, o listă de apetență pentru vaccinare din partea publicului de la noi din țară. Vom vedea ce se va întâmpla în următoarele zile. Dar, într-adevăr, există. Noi o să urmărim în continuare. Cred că și mâine o să avem un articol cu alte, hai să zic eu, încercări ale guvernelor statelor și guvernelor locale să încurajeze populația să meargă la vaccin. Se știe foarte bine, deja experții au spus-o de nenumărate ori, că pentru a ieși din pandemie cumva trebuie să atingem acea imunitate de grup care apare în jurul unui procent din populație de 70% persoane vaccinate sau persoane care au trecut prin boală. Deci lucrurile nu cred că se vor schimba și mai ales că la toamnă există o posibilitate anunțată deja de specialiști că va veni și un al patrulea val de pandemie și acel val ar trebui să ne găsească cumva imunizați în fața virusului. Emilian, spuneai că ai urmărit ce s-a întâmplat în alte state și așa ți-a ajuns să descoperiți că, uite, în America, de exemplu, se practică această metodă a tombolelor, premiilor. Sunt și de succes aceste măsuri? Aveți date sau există informații? Da, există chiar o informație prin care vaccinarea a crescut destul de mult, cu 30%, dacă nu mă înșel. E vorba de statul Missouri, unde s-a dat un premiu de $1.000.000. A fost ca un fel de loterie și rata de vaccinare a crescut foarte, foarte mult în acea perioadă în care persoanele care se vaccinau intrau în acea loterie pentru $1.000.000. Da, există un răspuns foarte bun al oamenilor. Să știți că și, dacă vreți, și în România, dacă ne uităm un pic la aceste evenimente legate de vaccinare, maratoanele, acest maraton al vaccinării inventat de autoritățile din România, maratoanele au avut un mare succes. Au creat un fel de, hai să zic eu, însufletire printre oameni, au prins curaj, pentru că să știți că sunt foarte mulți oameni care pur și simplu nu au curajul să o facă, le e teamă, au nevoie de confirmări. Și fiecare dintre noi am întâlnit foarte mulți oameni pe parcursul vieții cărora le e teamă să-și facă injecții sau oameni cărora li se face rău dacă se taie la deget în bucătărie. Și cumva adică în compania altor oameni. Dar în compania altor oameni, în momentul în care o soție merge cu soțul la vaccinare, trebuie să
știți că pe platforma de vaccinare, cel puțin în prima fază, nu puteai. Se programai singur. Se putea întâmpla ca tu să nimerești la o oră și un alt membru al familiei la altă oră. Sau erau exact, segmente de exact. Diferite. Sau erau tot felul de situații. Faptul că poți să mergi împreună cu familia, cu rudele, cu un copil care a împlinit 16 ani, creează un anumit tip de emulație și pur și simplu atrage mult mai atrage oameni. Pe lângă faptul că aceste maratoane rezolvă câteva lucruri practice, adică nu mai ai nevoie de programare, așa poți este. Să te duci la orice oră, poți să te duci doar cu buletinul, lucruri de genul ăsta. Pentru că ai ajuns la acest aspect al fricii, pare, aș vrea să-l dezbat și cu invitații mei din platou, pare că în momentul de față cei care s-au vaccinat, fie au fost cei care s-au temut realmente de acest virus și de această pandemie, sau oamenii cu un spirit civic crescut. În momentul de față, și o să citesc un paragraf din articolul Spot Media, scris dintr-un interviu dat de Dumitru Borțun, unul dintre principalele mobiluri ale vaccinării a fost frica. În momentul în care s-a relaxat atmosfera, a scăzut nivelul de frică și odată cu el mobilizarea populației. Ce putem face? La nivelul fiecărui public trebuie să trimiți mesageri care îi inspiră încredere și care pot fi actori sportivi, artiști de muzică populară, chiar maneliști, spune profesorul universitar dr. Dumitru Borțun. De ce nu sunt folosiți? Ascultă toți cetățenii României de indicațiile lui Raed Arafat. Unii nici nu înțeleg ce spune, alții îl resping că nu e român, alții că nu e ortodox, sunt tot felul de pete pe creier care alterează conștiința publică. Haideți să lăsăm și această parte cu domnul Raed Arafat, să o dezbatem, pentru că este interesant și așa este. Este foarte posibil să nu dai crezare unor oameni din diverse motive, dar hai să rămânem la frică. În această frică, uite cum spunea și Emilian, poate să mergi singur și un maraton ne-ar putea ajuta. Poate că a scăzut nivelul de frică pentru că vedem că lumea se relaxează și atunci dacă se relaxează și a trecut un an și nu m-am îmbolnăvit, de ce să mai mă duc să mă vaccinez? Cumva nu mai văd rostul și să rămânem totuși în zona în care am pornit cu aceste recompense, pentru că mie, din punct de vedere al psihologului, mi se pare bizar să alegi să te vaccinezi, să faci ceva care ține de sănătatea și de integritatea ta fizică, până la urmă, de dragul unui premiu. Cum se ajung la astfel de concluzii? De ce oamenii de știință știu să folosească aceste strategii care sunt cel puțin bizare? Eu cred că avem mai mulți factori în joc aici, pentru că, pe de o parte, ce vedem în Statele Unite, și exemplu e foarte bun, ține și un pic de cum sunt organizate autoritățile acolo și cum se uită la campania de vaccinare și la rezultate. Și fiind stat federal, avem o descentralizare mult mai puternică și atunci se pot lua decizii la nivel local, la nivel de stat, mult mai bune. La noi totul este centralizat. Și dacă ne uităm pe harta vaccinării de până acum, vedem că Bucureștiul e în top, Clujul la fel stă foarte bine, dar avem în continuare județe din țară în care proporția celor ponderea celor vaccinați e foarte, foarte mică. Avem undeva 13% în foarte multe locuri. Cum abordăm acolo? Nu putem să ne ducem în continuare cu o strategie, și a punctat bine domnul Borțun, bazată pe frică, pentru că până acum a fost vorba doar despre frică, acolo unde deja s-a trecut de toate etapele acestea și totuși nu prea s-a vaccinat lumea. Atunci ar trebui, pe de-o parte, gândit un pic la nivel local sau, și cum sugera domnul Borțun, la nivel de tipuri de public și poate recompense. Că așa vedem cumva că discursul acela antivaccin, care e foarte puternic bazat pe libertăți. Dar senzația care mi-o dă mie este că nu sunt convinși că vaccinul este bun sau nu e bun, sau că pățesc ceva rău sau că nu pățesc ceva rău. Deci nu asta e motivația lor de a nu se vaccina. Exact. Asta e puțin surpriza, exact. Pentru că discursul care apare în spațiu public antivaccin e foarte puternic bazat pe drepturi, libertate, corpul meu, fac ce vreau cu el. Și pe de altă parte devine puțin trivială toată problematica asta atunci când vezi că sunt oameni care se vaccinează ca să plece în concediu în Grecia sau mai știu eu pe unde, că sunt foarte mulți care o fac din motive de genul ăsta. Și așa ne dăm seama că e bine cumva să schimbăm placa și comunicarea și că poate merge mai bine cu recompense sau cu
strategii care țin cont de alte lucruri, de, spunea bine Emilian, frica de a merge singur să te înțepe cineva, probleme logistice de organizare, că într-adevăr la început cine s-a dus au fost fie neapărat oameni foarte responsabili, că ai spus tu la început, pentru că știu oameni care nu s-au dus în primele etape, deși ar fi avut dreptul, pentru că au vrut să le lase locul altora mai pe care considerau vulnerabili și aceia nu s-au vaccinat, deci cumva ar fi fost poate bine să facă toată lumea din prima dacă a avut ocazia. Dar cred că cei cărora le-a păsat n-au fost neapărat atunci, ci au fost poate mai degrabă după când s-a mai relaxat sau cam vaccinat până acum. Elena, funcționează o astfel de strategie care nu este neapărat, este un soi de manipulare din punctul meu de vedere, să recompensezi pe cineva în felul acesta, dar poate să fie o soluție? Există literatura de specialitate, o multitudine de studii care atestă faptul că o recompensă, indiferent de natura acestea, emoțională, materială, îl determină pe individ să răspundă dezirabil, să intre atunci când are șansa de a participa la un studiu sau chiar de a se vaccina. Deci da, din punct de vedere psihologic, recompensa, această condiționare poate funcționa. Din păcate, la noi există și un factor pe care îl consider definitoriu și anume educația. Cred că această masă care în prezent s-a vaccinat, vorbim despre un segment cu un nivel înalt de educație și totodată acest trend descendent al anxietății vis-a-vis de pandemie, vis-a-vis de COVID, consider că este și din cauza faptului că acea masă care a fost inițial extrem de anxioasă, de stresantă, s-a vaccinat și cumva acest pericol este diminuat. Chiar am întâlnit astăzi oameni în interacțiune mea cu ei care spuneau m-am vaccinat, cumva intrând în cabinet mi anunțau acest lucru ca și cum nu mai există pericolul, nici acest dușman invizibil, cumva lucrurile intră pe făgașul normal. Deci da, cred că această recompensă sub orice natură poate avea beneficii în ceea ce privește campania de vaccinare. Și cu toate astea, recompensa, dacă atingem un prag de vaccinare, o să ne relaxăm mai mult? E tot o formă de recompensă până la urmă? Sau e mai degrabă privită ca o consecință și consecința nu e la fel de importantă ca recompensa? Cumva e ceva ce se întâmplă firesc, dar eu de fapt nu primesc mare lucru. Cred că acest pas final al vaccinării, atingem pragul, ne relaxăm complet, e mai degrabă că face apel tot la mecanismul acela de identitate, de grup, că facem asta pentru ca să aibă, pentru a ne fi bine tuturor, să fie ok și în România, cum e și în alte state. Și din nou, e ceva colectiv acolo în joc. Recompensa, așa cum e la tombole sau toate celelalte mecanisme de care ai vorbit, e ceva individual, îmi face bine mie, e o chestie imediată la care pot să am acces, e mult mai tangibil. Deci recompensa tangibilă. Trebuie să fie individuală ca să o percep cumva sau... asta, că ne relaxăm e cu toții, ne relaxăm cu toții și nu o simt eu neapărat foarte... Da, interesant. Cu toate astea, că vorbeai de cei care au avut o voce puternică împotriva vaccinului, Malte Thiessen, sper că pronunț corect, este un expert în istoria medicinei, ne spune că doar între 2-5% din populație s-a dovedit a fi antivacciniști convinși. Deci cu toate acestea nu avem un procent mare de antivacciniști. Asta ar însemna că ar trebui să avem o populație de 95-98% vaccinată, pentru că nu sunt mulți cei care sunt convinși de acest lucru. Și atunci cu toate astea, uite, nu se întâmplă nimic. E ca la vot. Suntem în scădere, nu suntem în creștere. E ca la vot, toată lumea se concentrează teoretic pe cei indeciși, pentru că acolo e miza cea mai mare și atunci trebuie mers către oamenii aceia care nu sunt antivacciniști convinși, dar au alte bariere pentru care nu se vaccinează. Și spuneai de recompensa aceea pe termen lung. Mai e o chestie acolo, recompensa aceea vine ca o promisiune din partea autorităților care n-au fost deloc consecvente în ultimul an. Aha. Și ceva. Și în general nu prea au fost cu foarte multe lucruri. Și atunci ce ne...
face să credem că într-adevăr se vor ține de cuvânt și se va întâmpla asta când, uite, au mai venit alegerile, s-au mai relaxat. Trebuie să vină din altă parte. Uite, era un exemplu credibil de o cofetărie sau nu știu cine, care oferea o gogoașă pe zi pentru tot restul anului, pe gratis, pentru cei vaccinați. Deci recompensa să vină din altă parte. Avem și noi în țară un exemplu de genul, o editură care a făcut o chestie de genul, editură sau librărie, dacă nu mă înșel, care a oferit niște certificate, ceva de genul acesta. A avut o campanie simpatică în media recent, deci, aha, și a funcționat. Nu știu cât de bine a funcționat, dar îmi cel puțin a ajuns. Spune Cosmin în cască aproape 7000 de cărți. Deci a funcționat. Da. Și totodată recompensa trebuie să fie imediată. O recompensă pe termen lung nu are acea rată de succes ca o recompensă imediată. Putem observa la un copil, la un băiețel care primește o bomboană după un comportament pe care îl face corect și dacă mama îi promite că peste o lună va merge undeva, nu vom avea acea rată de succes. Deci și în acest caz recompensa... Deci chestia asta cu ne vom relaxa, dacă atingem ne vom, e pe termen lung și nu funcționează la fel de bine ca primește acum gogoașa. Observăm și această amânare a autorităților de pe 1 iunie, de pe 15 iunie, de pe 30 și cumva se pierde credibilitatea și de asta este nevoie de o recompensă, persoana să știe exact ce se întâmplă în cazul în care se vaccinează, când și care sunt condițiile. Ori avea niște promisiuni exact, cum a zis și colegul prezent, putem spune că suntem într-o campanie electorală în care ni se promite, nu știm când se va întâmpla și dacă se va întâmpla. Deci o percepem asta cu recompensa pe termen lung, o percepem ca pe o campanie electorală pe care ni se promite că se va, dar de fapt nu știm, în opoziție cu o gogoașă pe gratis în fiecare zi pentru tot restul anului, care exact este imediată și totuși și pe termen lung. Știrea care a fost preluată, înțeleg, de toate marile canale internaționale. O să vedem, nu știu, poate găsim și noi o soluție, nu știu, să facă și cântăreții noștri celebri, fac o tombolă și la final cânti cu, nu știu, cu cântărețul tău preferat pe scenă sau, nu știu, mergi alături de actorul tău preferat, nu știu unde. Poate că ar merge și astfel dar iarăși s-ar putea să mă contraziceți și să-mi spuneți, e pe termen lung până vine premiu, nu mă vaccinez. Haideți să vă mai citesc un pasaj tot din interviul domnului Borțun. Unii oameni sunt la fel de indiferenți față de vaccinare cum sunt și față de votare. Pentru ei votul și vaccinul sunt două lucruri lipsite de sens. Suntem pe un câmp al responsabilității minime care tinde spre zero. Așa că trebuie încurajați cu ce știu ei, cu ce au fost obișnuiți, adică să fie recompensați pentru a face lucrul al cărui rost nu-l înțeleg. O precizare. În cazul votului, stratagema este imorală și antidemocratică, împotriva binelui comun. În cazul vaccinării, ea este morală și este pusă în slujba interesului public. Emilian. Aici ne confruntăm cu un paradox. Ideea e că, într-un fel, vorbim despre cei care refuză să voteze. De multe ori, refuzul de a vota îl interpretăm ca pe o sancțiune transmisă de electorat către clasa politică. Pe de altă parte, în cazul vaccinării, această indiferență o vedem ca pe, hai să zic, ca pe o renunțare la o îndatorire, unii dintre noi, alții, partea cealaltă, o vede ca pe o, hai să zic, o validare a teoriilor conspiraționiste și a credințelor că vaccinul face rău. Profesorul Borțună sesiza foarte bine faptul că avem o parte din populație care nu percepe nici importanța votului, nici importanța vaccinului. Adică ambele gesturi, ambele acțiunile sunt pe același nivel. Din păcate, în situația vaccinării, dacă să spunem în zona politicului, lucrurile pot fi remediate sau chiar dacă nu sunt remediate, impactul este pur și simplu în stabilirea unei ierarhii politice. În cazul votului avem o problemă, pentru că dacă această masă este foarte mare și am văzut că, de exemplu, la
l-a avut, sunt, de multe ori am avut scrutinuri în care prezența a fost sub 50%, vorbesc la nivelul întregii țări. Deci în cazul vaccin, dacă vom avea o astfel de prezență, pur și simplu nu vom atinge imunitatea de grup de care vorbeam mai devreme. Deci lucrurile s-au diferit și atunci intervenția autorității trebuie să fie mult mai profundă, dacă vreți, astfel încât acest public care pur și simplu nu înțelege importanța vaccinării, să fie adus cumva și să fie convins că e nevoie. E nevoie să facă acest gest, pentru că, într-adevăr, cum spuneam și se spunea și aici, se discuta, e vorba de binele comun, bine comun pe care foarte mulți oameni nu-l percep. Bine, în situația de față aici, nu o să fie pentru binele comun, o să fie pentru recompensa primită. Da, exact. Cred că aici este locul unde intervine recompensa. Aici trebuie să găsești soluții prin care să motivezi o persoană să vină să se vaccineze, pentru că pur și simplu nu percepe acel bine comun, acea nevoie de a scăpa de pandemie. Se pare un termen abstract, exact, nu a văzut nicio schimbare. Mă gândesc la cineva care este într-o zonă rurală și care este într-un stat, o comunitate mică, a cărei viață nu a fost modificată într-o măsură atât de mare de pandemie, astfel încât să perceapă o schimbare. Și deci atunci interesul pentru acest gest este foarte redus. De aceea cred că trebuie să se de aceea e nevoie și de aceste campanii. Nu-mi dau seama, eu pur și simplu în momentul ăsta nu înțeleg de ce autoritățile din România au renunțat să facă o campanie pro-vaccinare și mai ales de ce au luat toate aceste măsuri de relaxare fără să le lege cumva cu intenția, să le lege de intenția de a se vaccina. Pentru că în acest moment să vedem cu toții, observăm cu toții că ritmul vaccinării a fost foarte mult, deja suntem la puțin peste 50.000 de persoane care se vaccinează pe zi, în jur de 23.000 de persoane care fac prima doză de vaccin, deci în acest ritm s-ar putea să nu ajungem la cele 10 milioane de care avem nevoie de persoane vaccinate în luna septembrie, adică să ne ratăm obiectivul de imunizare de grup. Deci lucrurile sunt destul de complicate în acest moment. Chiar personal nu înțeleg care este strategia. Uite, o să îi întreb și pe invitații mei din platou. De ce oare se tem oare autoritățile române să intre în astfel de campanii în care să includă și o astfel de recompense și astfel de strategii? Sau nu să gândesc, nu s-au gândit, nu știu. De ce la noi nu se... Pentru că... Nu e ceva care nu a mai avut loc în spațiul românesc. Tot timpul vedem când avem vreo campanie electorală, întotdeauna se discută despre plăsuță și mai știu eu ce. Se discută despre astfel de recompense în diferite contexte. Deci nu e ca și cum nu le-ar fi trecut prin cap. De ce oare se feresc în acest caz de astfel de strategii? Dacă aveam răspunsul la întrebarea asta, cred că puteam să și candidez la următoarele alegeri. Din păcate, nu știu dacă știe cineva de ce. Probabil și cumva o combinație între o lipsă de, poate, de specialiști care să facă asta, pentru că spunea inclusiv profesor Borțun acolo că s-a apelat mai degrabă la armată pentru comunicare decât la niște specialiști în comunicare și cumva campania guvernului cu Om la Om, Ne facem bine, o campanie care și-a preluată din altă parte, într-o altă colaborare și n-avem nimic, nu s-a produs nimic substanțial pe tema aceasta, nici la nivelul Ministerului Sănătății, nici al grupului de comunicare strategică, nicăieri nu există. Adică cei de la armată au apelat la cei de la armată, n-au mers la niște specialiști, cu toate că au existat specialiști care au spus în spațiul public că s-ar fi putut face mai bine, probabil că și-au oferit și suportul din moment ce au răspuns interviurilor, din moment ce au răspuns acestor întrebări, înseamnă că și-au oferit serviciile. Deci nu era ca și cum lumea nu știe. Așa este și, în general, tot ce înseamnă mediul privat a tot încercat de la început să discute cu guvernul și să-și ofere ajutorul și să încerce să crească rata de imunizare și de vaccinare și acest lucru s-a întâmplat de-abia recent pentru că nu a existat posibilitatea să se facă asta. Dacă ar fi fost o campanie unitară, informațiile s-ar fi diseminat mult mai repede, inclusiv în companii, pentru că am participat la întâlniri de genul acesta, au fost propuneri, ce a venit de la Ministerul Sănătății
a fost trecut inclusiv la noi, la, în Asociația Oamenilor de Afaceri și în toate structurile mari de business. A ajuns informația, a fost transmisă mai departe, dar cum spuneam, nu există un plan. Mai spunea domnul Borțun că nu s-a făcut niciun fel de campanie de conștientizare, vaccinare, adică n-a fost o diferență de comunicare între acestea. A fost doar o campanie de informare, am fost informați, exact, dar nu am trecut și prin această conștientizare. Și o guvernare pe bază de frică, până la urmă și frica e foarte bună, e foarte eficientă, dar într-un context de război, de pericol, dar după aceea nu mai funcționează și nu e deloc o strategie sănătoasă într-un stat democratic pe termen lung. Construiește dușmani imaginari și ajunge să polarizeze și mai mult societatea. Asta e cumva problema, că nu se vede în spate ceva, o structură, un plan coerent. Dacă ai putea să fii acolo în aceste grupuri în care se iau decizii, ai apela la o astfel de campanie bazată pe recompensare? Dacă aș fi acolo, aș vrea să văd datele, cum arată datele mult mai granular. Și există o reticență foarte mare și nu prea înțeleg de ce din partea statului de a arăta datele referitoare la campania de vaccinare, de a le prezenta cumva așa cum trebuie, pentru că ce apare scoate cumva în evidență ce e bine oamenii care s-au vaccinat, dar dacă ne uităm invers, La proporții de acum vreo lună sau mai puțin de o lună, vedeam undeva 80% peste tot pe la toate categoriile de vârstă sau aproape toate și inclusiv acolo unde sunt oamenii cei mai vulnerabili erau și rate foarte, foarte mici de vaccinare, ceea ce arată într-un fel și eșecul măsurilor de până acum. Și asta problema e să te uiți un pic la date, să te gândești pornind de acolo unde trebuie acționat și cum și în ce măsură se poate descentraliza cât mai mult, inclusiv comunicarea, dar mai ales procesul de vaccinare. Că din nou maratonul s-a făcut în București, dar cum facem la țară, în locurile în care, după cum spunea și Emilian, nu ajunge nici informația, n-a ajuns nici pericolul, nu s-a schimbat viața atât de mult. Și unde oamenii nu au acces la lucrurile la care avem noi acces aici în București, începând cu transport, infrastructură, centre, medici care să răspundă întrebărilor și așa mai departe. Pentru că ai atins această situație și această controversă până la urma comunicării, faptul că s-a comunicat destul de plat, oamenii au primit doar niște informații pe care le-au înțeles sau nu le-au înțeles. Revin la partea a doua din ce vă citeam, din ceea ce spunea domnul Dumitru Borțun. Faptul că oamenii nici măcar n-au înțeles unii dintre ei ce spunea Raed Arafat, pe lângă celelalte prejudecăți, cum că nu este român, că nu este ortodox și diverse alte prejudecăți în care oamenii cad. Dar aș vrea, le dezbatem și pe acestea, dar mai degrabă aș vrea să dezbate faptul că oamenii nu înțeleg că dacă ieși la televizor și le povestești cu termeni științifici niște lucruri și te bazezi pe discurs științific plus frică, s-ar putea să ai o populație care va, nu știu dacă va înțelege neapărat, dar va reacționa și apoi ce faci? S-a utilizat o terminologie destul de rigidă, științifică, în așa fel încât mesajul nu a ajuns la fiecare segment de vârstă și nu s-a utilizat foarte mult partea aceasta emoțională. Pentru a avea succes, cred că o campanie în care emoția, povestea să fie prezentă în transmiterea informațiilor ar fi avut mult mai mare succes. Ar avea succes acum povestea să iasă, nu știu, artiști celebri sau oameni cunoscuți să-și spună povestea lor. Uite, am trecut prin boala aceasta și a fost, nu știu, cum a fost pentru fiecare. Cu toate astea, uite, am decis să mă vaccinez. Ar putea funcționa acest gen de campanie acum, în momentul acesta în care sau... O să vedem iarăși că vor primi roșii și ouă în spațiul public, pentru că au ieșit la un moment dat oameni celebri care au făcut asta și n-a funcționat foarte bine. Din punct de vedere personal, consider că orice comunitate la nivel micro poate fi angrenată în această campanie prin căutarea celor lideri, influenceri care la nivel micro, la nivelul comunității, pot influența decizia pro-vaccinare. De asemenea, stăteam și mă gândeam la întrebarea ta dacă aș utiliza recompensa. Consider că această recompensă de natură, nu știu, financiară sau materială, nu ar face decât să întrețină un comportament disfuncțional. Avem mentalitatea aceasta de a ni se da noi, ca popor, de a primi ceva pentru a face un lucru care este în avantajul nostru, atât individual cât și colectiv. Din punct de vedere personal, nu aș utiliza, dar dacă se consideră un instrument util,
Timpuri disperate, măsuri disperate. Se pare că tot globul funcționează așa, nu doar România, și mă gândesc că pe timp de pandemie am putea oare să apelăm și la astfel de strategii care nu sunt neapărat extraordinar de corecte dacă ar fi să le judeci din punct de vedere psihologic sau din punct de vedere comportamental, sunt funcționale sau întreții un comportament care nu e neapărat ceea ce trebuie. Da, sunt foarte multe. Adică avem timp să facem educație oamenilor acum sau mai degrabă ne dorim să se vaccineze? Sunt foarte multe variabile care trebuie luate în calcul, cum a zis colegul, important sunt datele, să avem niște statistici, să vedem procente pe localități, pe comunități, în așa fel încât să putem vedea care ar fi metoda cea mai eficientă, dacă este necesar să se recurgă și la o astfel de abordare sau nu. Alex. Eu nu cred atât de mult în noțiunea asta de mentalități și că noi românii suntem diferiți, pentru că, până la urmă, dacă ne uităm la nivel un pic mai granular, vedem că sunt oameni foarte diferiți la toate aceste nivele. Dar, pe de altă parte, e foarte importantă, cum spuneam, structura, la ce oamenii acces obiecte, lucruri pe care le asociază cu toate aceste variabile din contextul vaccinării. Că, până la urmă, dacă vrei să poftești un om aici, să-l faci să stea pe un scaun, nu o să-l pui, lași în încăpere și pui un scaun aici, în centru, sub lumina reflectoarelor, că foarte probabil nu se va așeza. Dacă pui trei într-un colț, cel mai probabil când obosește se va pune acolo. Și așa și aici cumva cu vaccinarea. Trebuie să creăm un context în care vaccinarea să nu mai devină atât de sensibilă ca subiect. Crezi că o campanie gen sau o idee gen cea propusă de Lucian Mândruță să existe, să fie o manea care să fie pro-vaccinare, ar putea să fie o soluție pentru o anumită parte din populație sau va veni cu mare supărare din altă parte? A primit și un răspuns pozitiv. Cineva va face această țancă uraganul, mi se spune, în cască. Cred că se poate întâmpla. Am văzut deja cântece pro-vaccinare. Dacă te stai destul de mult pe internet, găsești de toate. Dar sunt convins din ceea ce spune Lucia Mândruță că sigur va exista un curent contra și se va dezbate chestia asta și vor fi oameni foarte nemulțumiți. Dar și-ar atinge scopul Dar nu, cred, nu știu dacă și-ar atinge scopul. Adică mi se pare o recomandare destul de puerilă, care aș pleacă de la o premisă că sunt niște oameni care nu ascultă decât manele și n-ajungi la ei altfel. Spune și Dumitru Borțun ceva de genul ăsta pe acolo, apropo de maneliști. Cred că ar trebui să nu desconsiderăm atât de mult oamenii, să ne uităm la ei ca la, nu știu, oameni puțin educați care nu pot să primească decât pomeni electorale și alte lucruri ca să poți să-i faci să facă ceva. Cred că ar trebui, în primul rând, antrenați un pic mai mult în discuție, băgați în seamă că asta e o problemă la noi, inclusiv campania de vaccinare a exclus foarte multe categorii din tot procesul acesta. Păi și cum introducem aceste categorii? Emilian, ce facem? Mergem pe discursul lui Raed Arafat, care ar putea să fie de neînțeles pentru unii sau să vină cu niște prejudecăți la adresa lui? Sau, uite, mergem și pe varianta unei melodii apreciate de o anumită parte din populație? Cum reușim totuși să nu fim nici, să cădem în derizoriu, dar să ne atingem și scopul? În opinia mea, noi nu am avut o campanie pentru vaccinare, o campanie la nivel național și, hai să spun, validată și susținută de autoritatea centrală de guvern. N-a existat o astfel de campanie. Am avut, în schimb, o campanie, dacă vă amintiți, în timpul pandemiei, acea campanie de a încuraja purtarea măștii în locuri publice, în exterior. Am avut o campanie care avea legătură cu încurajarea măsurilor de distanțare individuală, distanțare socială. Deci acea campanie a avut un succes mai mare sau mai mic. În opinia mea, faptul că o mare parte din oameni acum poartă măști și o fac conștient poate avea legătură cu acea campanie. În schimb, o campanie pro-vaccinare nu a existat. Conform mai multor surse, ea se pregătește, nu știu în acest moment cum va arăta. Dar multe campanii, și am văzut aici analiza unor jurnaliști, unor experți în comunicare, multe dintre aceste campanii, exact așa cum remarcai și tu, s-au bazat pe un mesaj specializat, extrem de greu de înțeles de către public. Așa, vine o autoritate în față, domnul Raed Arafat, și ne spune în termeni științifici ce se întâmplă în cazul în care nu ne vaccinăm.
foarte multă lume nu înțelege. De aceea, sfatul experților în comunicare a fost să se folosească mesaje simple, scurte și foarte, foarte concentrate. Pentru că mi-ai ridicat la fileu acest mesaj simple și pe înțeles, o să revin imediat. Haideți să vedem o provocare pentru fiecare dintre voi. O să urmărim câteva secunde dintr-un videoclip. Haideți să vedem. Haideți să vedem cine credeți că este. Este cel care a răspuns, nu știți, nu? Știe cineva despre cine este vorba? Lucrare de control, eu, extemporal. Eu, din păcate, am auzit doar muzica, n-am văzut videoclipul, n-am posibilitatea să văd extemporal. Ce dar pare umană. Da, toată lumea a primit nota 4 astăzi, deci la noi n-ar funcționa această strategie. Da. Este vorba de Țancă Uraganul, cel care a răspuns provocării lansate... lansate de Lucian Mândruță și a spus că da, el ar face o manea pro-vaccinare pentru publicul lui, care este un public foarte mic, 14,9 milioane de vizualizări. Deci are milioane de vizualizări omul acesta și ar fi dispus să facă o campanie pro-vaccinare pentru acei 14,9 milioane de oameni care îl urmăresc. Ce ziceți? În opinia mea, nu cred că o melodie chiar pro sau antivaccinare poate să facă de clip în ce privește cum decizia cuiva de a se duce sau de a nu se duce să se vaccineze. Cred că aceste melodii poate susține un anumit tip de cultură în jurul acestui proces de vaccinare, de imunizare globală, dar nu cred că are posibilitatea o melodie să facă acest lucru. Depinde de ce mesaj transmite din punctul meu de vedere, pentru că dacă domnul respectiv este un model pentru și domnul spune că este cool să fii vaccinat, că uite, eu m-am vaccinat și e cool să fii vaccinat, nu știu, din 14,9 o fi un procent care zice că vrea și el să fie cool ca... De exemplu, da, dar ideea e că o vedetă dintr-o anumită zonă s-ar putea să nu fie crezută de oameni, pentru că vaccinarea face parte din zona medicală, din zona de sănătate, și cred că mai degrabă se convinge o persoană, hai să zic, medicul de familie, zic între ghilimele conceptul, are o forță mult mai mare de convingere asupra unei persoane de a se vaccina sau de a nu se vaccina, decât o persoană care e la fel ca și tine în ce privește vaccinarea. E foarte talentată la cântat, are foarte mulți urmăritori pe o melodie sau pe alta, dar nu are nicio, hai să zic eu, nicio expertiză în această zonă. Și atunci, cred că lucrurile sunt un pic complicate cu melodiile care se convingă la vaccinare. Alex, ce crezi? Eu cumva v-aș da dreptate amândurora, pentru că nici eu nu cred că o melodie în sine poate să, adică e suficientă, nu cred că poate schimba nimic, dar poate deschide o discuție despre vaccinare, poate în locuri în care nu era o temă. Poate să stârnească bula respectivă, măcar să discute despre asta. Acum depinde cât de mult întreține și Țancă Uraganul toată discuția asta, pentru că sunt vedete care au canale pe care postează constant și abordează anumite teme și poate unii chiar fac educație civică, deși poate nu te aștepta dacă te uiți la profilul lor și din ce zonă vin. Dacă face lucrul acesta, cumva are un mare avantaj față de medicul de familie, că văzut cum mai degrabă ca unul de al nostru, nu are niciun fel de miză aici, nu încearcă să împingă o agendă medicală, nu e plătit de Big Pharma. Adică, cum se numesc, cei care îl vizionează pe Țancă Uraganul ar putea să, dacă el este constant, să le inducă ideea asta exact. Și să se întâmple și pentru ei același lucru. Probabil că ar fi un astfel de demers ar fi destul de contestat de cealaltă bulă. Dar nu cred că interesează nici pe Țancă Uraganul, nici pe fanii lui și nici n-ar trebui să ne intereseze și pe noi atâta timp cât își atinge scopul. Dacă el crede în chestia asta și vrea să o facă, melodia de poate să fie interesantă. Experiența, istoria ne-a arătat că genul acesta de persoane au reușit să inducă anumite idei și au fost generații întregi care au mers după astfel de influencer și din păcate am văzut foarte multe exemple negative. Adică cumva profeția s-a adeverit. Ceea ce au vrut ei să transmită, au reușit să transmită,
s-a și adeverit în sens negativ de foarte multe ori. De ce nu s-a adeverit și în sens pozitiv, Elena? Eu sunt adepta principiului conform căruia buturuga mică răstoarnă buturuga mare, deci orice este posibil și ne putem, chiar cred că poate avea un impact dacă această manea este făcută într-o manieră inovativă, inedită, ceva care să capteze atât de mult încât să incite pe public, să incite publicul la a se vaccina. Da, orice este posibil. Adică așa, mergem pentru varianta oamenilor care preferă acest gen de muzică cu maneaua, nu știu, pentru anumită categorie, poate o tigaie gratuită, pentru mine o gogoașă gratuită în fiecare zi până la sfârșitul anului ar suna minunat. Cumva ar exista posibilitatea pentru fiecare grupă și pentru fiecare categorie de persoană în sine să există o recompensă pe termen scurt, ați spus voi doi, că este imediată. Și mai rămâne doar cu acești, cu acest procent 2-5% de oameni care sunt antivacciniști convinși. Adică ei nu s-ar vaccina nici de dragul unei recompense. Haideți să vă citesc tot din Spot Media și îți mulțumim tare mult, Emilian. Uite, ne-am inspirat din articolele scrise de voi. Da, trebuie să-i mulțumim lui Camelie Badea, jurnalista care a realizat interviul. E într-adevăr un interviu foarte bun. Mulțumim și noi foarte mult. Da, îți mulțumim, Camelia, tare mult și vă mulțumim tare mult, Spot Media, că uite, aveți interviuri foarte, foarte practice și de care avem nevoie. Tot în articolul de la voi scrie așa, la începutul secolului XIX, vaccinul împotriva variolei era ceva nou. În rândul populației a existat o doză de scepticism destul de mare. Pentru a se lăsa convinși să se vaccineze, oamenii au primit alimente, dulciuri sau chiar medalii, explică expertul în istoria medicinei, Malte Thyssen. Îmi spuneți dacă îl pronunț cumva greșit. În campaniile de vaccinare de până acum, mai spune Thyssen, doar între 2-5%, cum spuneau, s-au dovedit a fi antivacciniști convinși. Cu aceștia trebuie să trăiești, cu ceilalți trebuie să discuți. Deci fix despre ce vorbim noi acum. Ce ai primit la Suceava, Emilian? Ai primit ceva? Ai primit vreo recompensă? Am primit o recompensă foarte mare, în opinia mea, recompensa de a recâștiga o parte din obiceiurile cotidiene pierdute în timpul pandemiei. De a mă putea vedea cu familia, de a mă putea... Pare așa mai degrabă o pedeapsă, să fii obligat să te duci până la Suceava. Cum ai fost tu, Emilian, a fost obligat să meargă până la Suceava. Te rog. Mine a fost o călătorie interesantă, plăcută. Deci nu a fost o povară. În fine, nu toată lumea poate să facă o astfel de distanță să se vaccineze, dar lucrurile au fost, mi-am dorit foarte mult să mă vaccinez și n-am văzut nicio problemă vis-a-vis de asta. Dar vis-a-vis de recompense, este foarte adevărat. Eu cred că un pic în România procentul antivaccinului e un pic mai mare de 5%. După toate studiile pe care le-am văzut până acum, ar te duce spre 20% în acest moment. Dar impactul nu ar fi atât de mare în ce privește. Adică dacă nu neapărat toți ceilalți s-ar vaccina, dar am ajunge undeva la 60-65-70% din populație imunizată, lucrurile s-ar rezolva. Deci, de aceea e bine, exact cum se spunea și în articolul din care ai citat, să nu ne batem capul cu cei care sunt antivaccini. Noi trebuie să, autoritățile în fond, trebuie să facă tot posibil, chiar și acele recompense imediate de care s-a vorbit în această emisiune, sunt utile și ajută. De aceea nu cred în acest moment că avem autoritățile și au tras toate cartușele, pentru că efectiv o astfel de campanie eu n-am văzut. Exact cum spuneai tu, dacă s-ar da tigăi, cred că lucrurile s-ar rezolva foarte repede pentru o anumită categorie din public, adică persoane care au nevoie de tigăi, ca să dau un exemplu. Deci există posibilități pentru a crește numărul celor vaccinați. Dar pe de altă parte trăim în acest paradox în aceste zile în care vedem că rata de infectare scade destul de abrupt și motivația pur și simplu sanitară pentru foarte mult a dispărut de a se vaccina. Pentru că, dumne, dacă nu mai e pandemie, de ce să mă vaccinez? Exact. Deci cred că asta e problema cu care ne confruntăm în acest moment.
Exact. Totul s-a terminat parcă prea brusc, așa pare că s-a terminat, că ne-am relaxat foarte brusc. Cine n-a apucat să se vaccineze pare, păi ok, suntem în regulă, nu scade gradul acesta de frică. Făcând o glumă cu tigăile, s-ar putea să mai vină oameni să zică mă mai vaccinez o dată, vreau și eu. Da, exact. O tigaie, să dă și retroactiv, m-am vaccinat acum o două luni că vreau și eu o tigaie. Dar lăsând gluma la o parte, se pare că am primit deja o recompensă, adică lucrurile au fost foarte, foarte de pe o zi pe alta. Și iarăși cade gradul de încredere, că tu spuneai de gradul de încredere. Păi la început ați venit acolo în haine militare și ne-ați spus și ne-ați povestit cum o să se întâmple sfârșitul lumii, după care de ieri și până astăzi ne-am relaxat că... Și pare o recompensă sau cel puțin ceva dubios. Ceva dubios e sigur, că până la urmă a fost nasol, dar mai puțin când au fost alegeri, când au fost sărbători, când a venit căldura. Și acum la fel, pare că decizia de relaxare a fost luată așa. Întâi se anunțase luna iunie, dacă se atinge un anumit prag, după care parcă s-a gândit cineva mai bine, dar știi ce, hai să o facem de acum. Crezi că există șanse să se ne întoarcem la măsuri mai dure pentru că s-a întâmplat acest lucru? La cum a decurs ultimul an, cred că sunt șanse să se întâmple orice. Din păcate, pentru că, după cum spuneam, e foarte greu să-ți dai seama care e legătura între măsurile luate de autorități, rata de vaccinare, rata de infectare și toate celelalte. Ai o transparență, nu știe nimeni nimic. Exact, nu știe nimeni nimic, nu știe nimeni de ce și deciziile se iau în baza unor factori care nu sunt foarte, foarte clari. S-a mai transparentizat cât de cât când s-a decis că există niște praguri și în funcție de asta se trece la carantină, dar... Asta nu spune totuși nimic despre ce se întâmplă de fapt. E așa pentru că ne-am vaccinat, e așa pentru că s-a întâmplat altceva, pentru că a venit căldura, a venit și anul trecut căldura și parcă n-a fost la fel. Nu există coerență și transparență aici, mai ales la nivel de date, de ce se întâmplă, nu se uită aproape nimeni și le analizează și transmite după aceea public. Un comentariu de la cei de la CNN spune așa că se pare că liderii s-au cam îndrăgostit de puterea pe care această pandemie le-a adus-o și că le este destul de greu sau chiar nu își doresc să renunțe la ea. A fost foarte ușor să facem ping-pong, nu? A fost destul de ușor. Ce zice Elena? Într-adevăr, puterea pe oricine cucerește și cu cât o ai, cu atât o vrei mai mult. Deci este clar că acest joc politic, uite, datele nu sunt datele, sunt corecte, nu sunt corecte, a fost transmis corect sau nu a fost transmis corect, este clar că interesele sunt atât de mari la mijloc încât lucrurile, pe departe, din punctul meu de vedere, de a fi transparente și de a afla adevărul pur în ceea ce privește toată această perioadă a pandemiei. Emilian, o să-ți las ție concluzia acestei ediții, pornind de la lucrul acesta, că e puțină transparență, că liderii politici au putut să facă un pic de ping-pong acum așa, acum nu. Ne gândim la o posibilă recompensare. E mai ușor să recompensezi oameni decât să fii transparent și să vezi exact care sunt datele și ce e nevoie, de ce specialiști ai nevoie, să faci o campanie de conștientizare eficientă și să faci lucrurile așa cum ar fi bine să fie făcute? Cum ar fi bine e greu pentru un politician, pentru că e o cale dificilă și nu are rezultate singure. Exact așa cum spuneai și tu, recompensa rezolvă foarte multe lucruri rapid și imediat. Pe de altă parte, sunt de acord și cu ce spunea Ale și cu ce spunea Elena, că transparența vis-a-vis de date este foarte, foarte mică. Această lipsă de transparență a creat o situație, hai să spun eu așa, surprinzătoare, dacă vreți. Ne aflăm într-un moment în care pandemia scade și, efectiv, opinia publică, chiar specialiști din interiorul, din cadrul opiniei publice, nu are explicații pentru de ce a scăzut. Tare mi-e teamă că nu avem explicații, justificări profunde nici la nivelul autorităților. Deci, pur și simplu, ne aflăm într-un punct în care, de exemplu, noi nu știm de ce scade. Emilian, îți mulțumesc tare, tare mult. Din păcate am ajuns la sfârșit, dar este un subiect pe care ar merita să-l continuăm chiar în această formă.
formulă, cumva să vedem ce se întâmplă și care ar fi cele mai bune sau cel puțin cum am putea gândi fiecare cele mai bune soluții. Noi ne vedem și mâine la ora 13, acum rămâneți cu Dana Istrate între prieteni.